prestația în general bună a echipei noastre în ultima vreme și am motive să cred că pe măsură ce va trece timpul echipa va juca din ce în ce mai bine, pentru că are în componență foarte mulți jucători tineri care pe măsură ce vor crește, vor căpăta experiență, personalitate și asta clar contează. Aș face o paranteză aici, discutând despre tinerețea echipei, vreau să vă spun că la meciul cu Viitorul Constanța am constatat că echipa noastră avea o medie de vârstă cu aproape 2 ani de zile mai mică decât echipa de copii a lui Hagi. Oficialul Petrean consideră că și programul echipei în continuare este unul avantajos. Este unul care ne arată că majoritatea contracandidatelor noastre, ca să spunem așa, au program greu. Vor fi situații în care vor juca între ele și noi vom juca meciuri directe importante cu echipe care pot să revină în zona delicată, așa cum s-a întâmplat cu Brașovul, pe care l-am readus în zone fierbinți, cu Concordia, care este în zona fierbinte. Deci am dovedit că se poate și mergem în continuare pe linia aceasta. Ceahlăul mai are de disputat 8 jocuri din actuala stagiune, dintre care 5 pe teren propriu și 3 în deplasare.